Poate te afli într-un moment în cariera ta în care îți pui întrebarea oare cum ar fi să lucrezi în domeniul IT? Și probabil că ai auzit de multe ori la TV și în ziare și în mass media că domeniul IT se câștigă foarte bine. E bine, în video ăsta o să vedem care sunt salariile din domeniul IT și cam la ce te poți aștepta, mai ales în primii ani de carieră. Hai să începem acest tutorial! Hei, te salut și bine ai revenit la un nou tutorial. Ramon Năstase, numele meu și sunt aici să te ajut pe tine să obții succes în carieră. Iar astăzi, fix despre asta, o să vorbim despre succesul în carieră și o să vorbim despre succesul financiar, pentru că vreau să-ți ofer o perspectivă nouă în materie de ce înseamnă domeniul IT din punct de vedere financiar. Și anume, la ce salariu te poți aștepta în momentul în care vii și lucrezi în domeniul IT? Cât de mulți bani poți să câștigi în acest domeniu? Și ulterior să vedem în următorul video cum poți să câștigi mai mulți bani dacă în momentul de față lucrez în IT. E bine, vreau să ne referim din câteva perspective, să spun așa. O să împărțim video ăsta în trei categorii, să zic. O să ne referim la zona de junior, adică în momentul în care ai de la zero experiență până undeva în, până în 2 ani, să zicem. O să ne referim la zona de middle, zona de mijloc, unde ai de la 3 până în 5 ani experiență și o să ne referim de la zona de senior, unde ai de la 5 ani în sus. Și un pic o să atingem și zona de arhitect, care de obicei înseamnă mai mult de 10 ani experiență în domeniu și o să vedem cam care sunt salariile. Și zic să începem cu prima parte, cea de junior. E bine, aici când vorbim de junior există mai multe variante, adică domeniul IT nu înseamnă ok, am intrat în IT, ăsta e salariul de bătaie, progresează, învață și o să ajungi la un moment dat la un anumit nivel. Domeniul IT înseamnă puțin mai mult decât atât, pentru că sunt mai multe arii. Ai mai multe opțiuni în domeniul IT, după cum ai observat și pe acest canal. Doar aici am dezbătut câteva subiecte, cum ar veni rețea de calculatoare, Linux și sisteme de operare, am vorbit de securitate cibernetică, am vorbit de programare. Am vorbit de programare în Python, am vorbit de programare în Java, o să vorbim de programare web, o să vorbim de programarea aplicațiilor, nu doar cel mobil, programarea jocurilor și așa mai departe. Deci o să fie foarte multe chestii interesante aici pe acest canal. Tutoriale interesante, de aceea te invit să te abonezi. Și după cum observi, din atâtea tutoriale, bineînțeles că poți să-ți dezvolți o carieră și ai mai multe arii, ai mai multe variante pe care poți să le alegi. Totul depinde de tine. Și asta e un lucru de reținut, faptul că contează, în funcție de area pe care ești, contează și vei avea, te poți aștepta la un anumit nivel financiar. Și m-aș axa pe câteva elemente. Și anume, partea de software testing este destul de cunoscută la noi și e tot mai căutată, să zic așa, partea de rețele de calculatoare, de network administration, system admin, și asta este o zonă care este căutată, mai ales pe zona de servicii și livrarea de servicii și nu în ultimul rând partea aceasta de software development. Da? De asta probabil că este cea mai în vogă și cea mai căutată și o să vezi tu și cea mai bine plătită. Și atunci să ne întoarcem pe zona de junior. Deci în momentul în care ești un junior, în care ai experiență între 0, poate n-ai experiență deloc, și până în 3 ani de activitate în domeniul IT, aici te poți aștepta să începi la un salariu undeva începând cu 2500 de lei, aș putea să spun, și să-l duci până undeva în 5000 de lei. Deci dacă ești pe zona de software testing, cel mai probabil o să fii în zona mai low, undeva în 2500 de lei, 2000 de lei, poate chiar depinde foarte mult de firmă. Guys, contează foarte mult locația unde te afli, contează foarte mult firma la care lucrezi, contează mult și până la urmă nivelul tău de experiență și background-ul cu care vii. Mulți se spune în piața IT din România că ai nevoie neapărat de o facultate pentru a lucra în IT. Eu nu cred acest lucru și cunosc foarte multe persoane care nu au avut nevoie de facultate și eu sunt dovada vie. În momentul în care încă eram la facultate, m-am angajat în domeniul IT. Am renunțat la facultate și lucram în domeniul IT fără să am o facultate. Da? Deci se pot întâmpla lucrurile astea și nu trebuie să ai o facultate. Dar despre asta o să vorbim cu totul alt subiect și apropo am creat și un video pe tema asta și o să găsești link-ul mai jos în descriere unde poți să te duci și să afli mai multe. Deci să revenim. Contează foarte mult cunoștințele pe care ai și contează un pic și background-ul. Dacă ai o facultate, cel mai probabil vei fi plătit mai bine. Dacă nu ai o facultate, poți să lucrezi în IT, doar că nu vei fi plătit atât de bine. Și anume, dacă e să luăm pe zona de software testing, dacă nu ai mai lucrat, dacă vrei să faci QA, Quality Assurance, adică software testing, poți să te aștepți la început undeva la 2500, poate maxim 3000 de lei. 3000 de lei, în general 3000-3500 de lei dacă ai o facultate în domeniu.
Dacă ar fi să vorbim pe partea de network, de networking, de system administration, aici salariul mediu e undeva, pentru început, e undeva la 3.000 de lei. El poate, bineînțeles, să varieze între 2.000 și undeva la 4.000 de lei, aș putea să spun. Cel de software testing între 2.000 și 3.500, cel de system admin și network administrator între 2.500 și să spunem undeva până în 4.000 de lei ca junior. Iar când vine vorba de software development, adică faci programare Java, faci programare web, faci tot felul de folosești tot felul de tehnologii pentru a programa, aici putem să vorbim de cifre ceva mai mari. De obicei salariul de bază, salariul de început e undeva 3.000 de lei și poate să meargă chiar până în 5.000-5.500 de lei. Depinde foarte mult de companie. Da? Deci dacă tu ești în facultate sau dacă ai terminat o facultate sau dacă nu ai terminat o facultate și te-ai pregătit foarte bine și ai abilități foarte bune de coding, de dezvoltare de software, software development, dezvoltare de software, atunci te poți încadra de aici, începând cu 3.000 de lei în sus până undeva la 5.000 de lei. Da? Deci cam ăla e marja. Îți recomand în momentul în care te angajezi sau în momentul în care te duci la interviu și oamenii respectiv îți cer sau te întreabă, băi, uite, cam la cât te aștepți, cât vrei din partea noastră, tu să fii informat din punctul ăsta de vedere, să cam vezi în piață cam cât se oferă la nivelul la care te afli. Pentru că tu poți să ceri mai puțin, să zicem cer 3.000 de lei, dar ei au un buget de 4.000 și poate îți tai la 3.500. Și asta nu va fi foarte benefic pentru tine, mai ales pe termen lung, și de aceea îți recomand să-ți faci temele, să-ți faci propriul research înainte să te duci la un interviu și să ceri cât consideri tu că valorezi tu în momentul respectiv pe piața muncii și bineînțeles și în conformitate cu ce poate să ofere acel job sau acel angajator. Bun, trecând mai departe, să spunem că ai trecut deja prin domeniul IT, ai cât de cât experiență și să zicem că ai undeva în jur de 3 ani experiență. E bine, aici deja te poți aștepta la mai mult. Te poți aștepta în funcție, din nou, în funcție de ce alegi, că ești partea de software testing sau QA, că ești partea de system administrator, networking, zona respectivă sau ești în partea de software development, din nou, cifrele pot să difere destul de mult. În zona aceasta de software testing poți să te aștepți undeva de salarii de la 4.000 de lei în sus, de la 4.000 până undeva la 6.000 de lei în zona de middle. În zona aceasta de network administrator, system administrator, de la 1.000 de euro în sus, adică de la 4.000-4.500 de lei în sus până undeva la 7.000 de lei ca middle. Iar în zona asta de software development, salariile încep de obicei de la 6.000 de lei în sus și se duc undeva până la 2.000 de euro. Deci de la 6.000 de lei până undeva la 9.000-10.000 de lei. Cam așa variază. Din nou, depinde de companie și bineînțeles că există și excepții. Aici de obicei vorbim, după cum am spus, de un nivel de experiență de cel puțin 3 ani într-o companie sau într-o corporație, urmând ca mai departe să mergi și să îți dezvolți abilitățile și pe măsură ce progresezi să ajungi la un anumit nivel. Aceste salarii, până la urmă, te întreb, ok, și cum obții salariile astea? Păi, în primul rând, ai nevoie de anumite abilități. Da? Trebuie să-ți dezvolți anumite abilități care produc cea mai mare valoare pentru angajatorul tău și care, până la urmă, îți oferă ție acel beneficiu financiar de care ai parte în fiecare lună, pentru că până la urmă ești plătit pe baza valorii pe care o aduci. Dacă ești CEO unei companii, vei aduce mult mai multă valoare, dacă ești director general unei companii, vei aduce mult mai multă valoare decât va aduce o persoană care este în zona de software development. Și atunci, bineînțeles că un CEO de companie, un CEO de corporație va fi plătit mult mai bine decât un software developer. Da? Deci aici vorbim în funcție de valoarea pe care o aduci în companie și cu cât te concentrezi tu mai mult să-ți dezvolți anumite abilități cheie cu care să poți să fie să devii mai productiv, fie să oferi mai multă valoare, fie să ai anumite abilități, cunoștințe, atât hard cât și soft skills, care să te ajute pe tine în carieră, cu atât vei fi plătit mai bine. Și dacă ar fi să mergem la o a treia categorie, aici o să vorbim despre partea de senior. Deci la un nivel de senior, în momentul în care treci de 5 ani de carieră, cam ce se întâmplă aici? E bine, de obicei de la 5 ani în sus de carieră vei beneficia de acele salarii mari, să spun așa, din domeniul IT, salariile care de obicei
trec de 2000 de euro și merg în sus 3, 4, 5000 de euro. Din nou, depinde de industrie și depinde, bineînțeles, de angajator. Și aici, pe zona de software testing, pentru că despre asta am vorbit inițial, poți să mergi de la 7000 de lei în sus, până undeva la 10000-12000 de lei. Pe zona de network admin, iarăși, de la 7000-8000 de lei în sus, deci undeva în jur de 2000-2500 de euro. Media aș vedea undeva pe la 10000 de lei ca senior. Și un senior bun, deci un senior bun trebuie să fii ca să ajungi la acest nivel. Iar cel mai simplu să ajungi la acest nivel e pe zona aceasta de software development, unde salariile aici ca senior pot să fie de 12.000 de lei, 15.000 de lei. Există anumite cifre, depinde foarte mult de ceea ce faci și depinde foarte mult de compania la care lucrezi, după cum spuneam și mai devreme. Da? Deci astea ar fi câteva aspecte pe care să le ai în vedere. Și nu în ultimul rând aș mai vrea să mă refer la un lucru care este arhitect, în momentul în care, de exemplu, arhitect pe zona de software development, arhitect pe zona de servere și networking și arhitect pe zona de software testing, aici putem să vorbim de salarii mult mai mari, pentru că deja tu poate nu te mai bagi atât de mult în implementare, ci mai mult concepi, gândești, îți formezi să zic așa, creezi o arhitectură a software-ului, creezi o arhitectură a infrastructurii IT din punct de vedere servere și networking, creezi o arhitectură din punct de vedere al testării software și atunci aici de obicei ești și mai bine răsplătit. Și am văzut salarii în România de mai bine de 20.000 de lei, adică asta ne însemna undeva de peste 4-5.000 de euro, poate merg chiar până la 10.000 de euro, depinde din nou de valoarea pe care o produci în o anumită companie. Cam astea ar fi câteva aspecte importante și înainte să închei vreau să-ți dau o resursă destul de faină pe care poți să afli și poți să cercetezi piața și să vezi cam spre ce să te îndrepți și o să găsești în linkul de mai jos din descriere un site foarte interesant unde oameni care deja lucrează în domeniul IT, care sunt bineînțeles anonimi, ei își postează acolo funcția la care lucrează, experiența care au și venitul pe care l-au, adică câți bani câștigă ei în fiecare lună în urma poziție în care se află în anumite companii și o să vezi în funcție de orașe, o să vezi în funcție de experiență și o să vezi eventual și în funcție de ceea ce fac ei acolo. Iar dacă tu ești interesat sau te atrage o anumită sumă de acolo, poți să copiezi practic job description sau nu job description, poți să copiezi cum se numește jobului, de job role-ul, ca să zic așa, dai pe Google și vezi cam ce implică acestea, vezi ce fel de tehnologie a trebuit să înveți omul respectiv, vezi cam prin ce a trebuit să treacă ca să ajungă acolo, pentru că de la un anumit nivel în sus munca va fi mult mai bine răsplătită. Efortul cel mai mare, în opinia mea, este aici la nivelul de jos, cât timp îți acumulezi cunoștințele și apoi reușești ușor-ușor să te îndrepți în sus la tot mai mare. Da? Cam atât am avut de spus pentru acest video. În cazul în care vrei să înveți mai multe despre domeniul IT, securitate, prețelistică, o să-ți las câteva link-uri mai jos în descriere din care poți să înveți gratuit, să accesezi materiale din care tu să-ți accelerezi creșterea în acest domeniu. Bineînțeles și programare, Java, Python și orice altceva. Ne vedem la următorul video. Nu uita să te abonezi la acest canal. Dacă ai anumite păreri, dacă tu poate ai un anumit salariu sau vrei să vii cu o anumită adăugare, te rog, lasă un comentariu. Ne vedem la următorul video. Te salut! Pa, pa!